Bună, bine te găsesc, bine te regăsesc la Vibrații Ridicate, seria zilnică de curățări energetice și de amplificare pentru bani. Ziua numărul 9, care vine în continuarea temei numărul 8, unde vă recomandam să scrieți o listă cu partenerii sexuali. Te rog să reiei videoclipul din seria de curățări, cel cu numărul 8, pentru a vedea detaliile pentru această temă. Pe foarte scurt, ideea principală, actul sexual reprezintă creație. Atât creație în mod fizic, este dătătoare de copii, cât și creație de proiecte. De asemenea, energia banilor este strâns legată de energia sexuală și mai multe amănunte veți găsi săptămâna viitoare, cel mai probabil, într-o înregistrare detaliată pentru capitolul datorii și pe care o veți găsi în playlistul care se numește Bioenergopsihoconștiință. Am hotărât astfel pentru că sunt mai multe de spus și nu vreau să vă răpesc din timp pentru că ar ocupa probabil fiecare temă explicații cel puțin 30 de minute, dacă nu chiar mai mult. Așadar, energia sexuală feminină este reprezentată în paleta cromatică de argintiu, iar energia sexuală masculină, sau de fapt energia masculină este reprezentată, putem să lărgim puțin spațiul, este reprezentată de culoarea auriu și energia feminină este percepută prin culoarea, prin argintiu. Așadar, avem lista, reflectăm asupra ei. Și vedem fiecare partener în parte sau cu toți odată, dar cred că mai bine să luați cu fiecare partener în parte, pe rând, este mai ușor pentru voi, pentru început, să vedeți cordoanele energetice care s-au creat în timpul actului sexual, atât fizic, cât și fără a fi o atingere fizică, virtual, energetic, prin gând, prin imaginație, prin vorbă. Femeia are cordoane argintii care se duc către bărbat, care se lipesc de către bărbat, deci pornesc din ea și se lipesc de bărbat, iar ca niște ventuze, cu niște ventuze, și iar bărbatul în timpul actului desprinde cordoane aurii și le lipește de corpul atât de corpul femeii, corpurile femeii, da? În subtil, în energetic, pentru că știți că noi nu suntem construiți doar din corpul fizic, ci există și corp energetic. Acest lucru se poate vedea simplu la o analiză
microscopică, electromagnetică. Sunt ceea ce numesc în fizică câmp electromagnetic. Așa. Și dacă ești femeie, spui așa. Retrag și îți imaginezi, vizualizezi. Și spui retrag toate cordoanele mele energetice pe care le-am construit și le-am prins de bărbatul X. Tot dacă ești femeie, spui acum renunț, aici și acum renunț și desprind de mine toate cordoanele energetice și vezi cordoanele aurii care s-au construit între mine și bărbatul X și care sunt ale lui. I le trimit înapoi. Deci eu îmi iau înapoi cordoanele mele argintii și pe el îl las să se desprindă. Dacă ești bărbat, urmezi aceeași procedură, însă, desigur, retragi cordoanele aurii care sunt ale tale și desprinzi de tine cordoanele argintii care sunt ale femeii respective. Și spui aici și acum, îmi retrag toate cordoanele mele pe care le-am construit și pe care le-am prins de corpul femeii și vezi cordoanele aurii și acum desprind de mine toate cordoanele care sunt ale femeii cu numele X. Și repeți așa cu fiecare partener de care ți-ai amintit. Și este vorba despre, mai adăugați la propoziția aceasta, bun, deci am terminat. Acum vă spuneam despre parteneri cu fantezii, cu care nu a fost accept reciproc sau poate nu s-a știut. Dacă ești femeie, spui așa, retrag, nu, desprind de la mine, dacă ești femeie și alții au avut fantezii sexuale cu tine și tu nu știi, dacă știi, bănuiesc că i-ai trecut pe listă, în sfârșit, desprind de la mine toate cordoanele energetice ale bărbaților, cordoanele energetice ale bărbaților care au avut fantezii cu mine și hotărăsc ca de acum și de aici, de acum încolo, de aici și acum încolo, nu îi voi mai îndatora pe aceștia. Îndatorez pe alții fără să-mi dau seama, opresc acum. De asemenea, retrag tot dacă ești femeie, retrag toate cordoanele energetice pe care le-am prins fără să-mi dau seama, de care nu mai amintesc, și cu care îmi creez datorii față de potențiali parteneri. Acum, da, sunt situații în care bărbații, situațiile acestea de același sex, sex cu același partener. Este bine să nu precizați
Să nu precizați culorile. Deci pentru dacă ați avut și parteneri, dacă ați avut și parteneri de același sex, retrageți, bineînțeles, faceți aceeași procedură, în schimb spuneți cu femeia sau cu bărbatul cu numele. Ați înțeles. Oricum, să știți că dacă ești bărbat, să zicem că este relație bărbat-bărbat. Dacă ești bărbat și îndeplinești poziția de femeie, tot cordon auriu ai. Dacă ești femeie, adică ai corp de femeie fizic și îndeplinești rol de bărbat, tot cordon argintiu ai. Bun. Asta ca să rezolvăm. De ce? Vă spuneam, iartă că am trecut 11, au trecut iar minutele, dar vă explic aici. Vă cer să faceți acest lucru pentru că prin aceste cordoane, ca și la vasele comunicante, gândiți-vă că există niște furtuni, mai există un furtun dintr-o parte în alta și voi alimentați. Vă alimentați reciproc, alimentați și în loc să creați ceva și să folosiți energia în proiectele inimii voastre, adevăratelor voastre dorințe, voi furnizați energie pentru alte proiecte și iată că se fac și nu știi ce ți se întâmplă și se produce o adevărată confuzie de nu înțelegi de ce ți ies alte proiecte sau vă dau mai multe amănunte în înregistrarea detaliată, da? Bine, sunt Mihaela Păduraru, bioenergoterapeut. Distribuie acest videoclip, precum și celelalte înregistrări din seria de curățări energetice, pentru a ne îmbogăți cu toții autentic și cu bogăția care ne aparține nouă, să nu mai luăm bogăția altora care nu ne va face fericiți, pentru că nu este înscris în ADN-ul inimii noastre, în dorințele inimii noastre, ale sinelui nostru. Așa că distribuie, dacă vrei, adaugi comentariile tale personalizate la linkul acesta, pentru că îl fac cu curățări energetice și cu explicațiile pe care le vor înțelege altfel, cei care ascultă. Like, abonează-te la acest canal dacă nu ai făcut-o deja. În descriere vei găsi un tablou energetic de susținere pentru această temă. Poți să-mi dai follow pe Instagram și pe pagina de Facebook, unde ai toate tablourile energetice la rând. În ordine descrescătoare, bineînțeles. Și alte referințe, de asemenea, le vei găsi în secțiunea descriptivă din acest videoclip. Lasă-mi comentariile tale, le aștept cu drag și sunt mereu bucuroasă să le citesc. Eu vă răspund în măsura în care îmi permite timpul, dar mă străduiesc să vă răspund cât mai repede, însă mă bucură mult, mult, mult. Și vă aștept mâine pentru o nouă practică. Te pup! Pa, pa!